Înainte să interpretăm acest concept pe care l-am ascultat de tot, eu l-am ascultat de aș vrea să vă vorbim câteva lucruri despre această muzică, pentru că am și dat anunțul acela că pentru cei care sunt mai puțin obișnuiți cu acest necomercial, vă mă explica câte puțin. Așa cum facem de fiecare dată. Și mie mi-ar fi plăcut să-mi explice cineva, să spun, de asta ar trebui să ascult. Asta. Așa că îl invit în aplauze din asta pe Cristian, vă rog numai Cristian, Cristian Ivane, de la Radio 6 Plan. Împreună cu care vă explica câte puțin despre caracterul acestui concert. Bine te-am găsit. Bună seara, doamna, bună seara, doamna. Bine ați venit la acest minunat concert al Ian Famous Orchestra. La aș vrea să te întreb, cine sunt acești muzicieni extraordinari? Cine este Ian Famous Orchestra? Ian Famous Orchestra este sufletul meu. Este sufletul meu, așa cum și voi sunteți suflet din sufletul meu. Dar sunt prietenii mei dragi, cu care am crescut împreună până la un anumită vârstă, după care ne-am întors, ne-am regăsit și iarăși ne-am întors, iarăși am plecat. Și așa cum e viața asta, sigur, facem o muzică frumoasă și ne muncim bine de tot, văzându-te câte pe buze, dar sunt cei mai talentați tineri din Cluj, unii dintre cei mai talentați din România. Și ne bucurăm de fiecare dată să facem câte o bijuterie muzicală și să facem ceea ce nouă ne place mai mult. Deci cred că am răspuns. Da, ai răspuns. Vreau să te întreb, ați definit acest concert drept unul necomercial. Adică ne apropiem de Crăciun, dar nu sunt aceleași valsuri, aceleași Vienna, Christmas Orchestra. E un pic mult altceva. Eu tocmai am auzit că Vienna, Christmas Orchestra vine, așa că am vrut să te facem concurență, știi? Bun, ideea e că, sigur, noi ne place întotdeauna să abordăm publicul într-un mod în care să-l apropiem de muzică, prin niște teme muzicale pe care le-a ascultat sau pe care să le identifice, pe care să le fie ascultat reclame sau filme sau știu eu pe unde, în lifturi, pe unde, în aeroport, în aeroportul Henri Coandă, din București. Vreau să fac lucruri serioase. Da. Așa, dar cred că publicul nostru este chiar apt să poată să se bucure de muzica aceasta pe care o oferim, care este una dintre muzicile grele, deși nu este una care să nu poată fi ascultată. Nu. Adică ați ascultat, nu sper că n-a plecat nimeni în sală. Încă nu, e ok. Bun, apropo, uitându-mă la acest oameni minunat, publicul nostru din această seară, nu pot să nu constat că media de vârstă din această seară este cu cel puțin 20 de ani mai scăzută decât media generală de vârstă a celor care vin la filarmonică. Și atunci aș vrea să te întreb muzica clasică, pe care unii o percep necunoscând-o drept, muzică grea, muzică vechită, muzică vetustă, prăfuită, dar nu-ți vorbă. Muzica clasică e de fapt cool, e ceva absolut extraordinar, nu? Eu sunt sigur de asta, dar nu știu dacă pe mine ar trebui să mă întrebați asta, pentru că eu fac parte din ea. Deci, zic că ar fi treaba mea să spun că e cool. Adică aș putea spune că nu-i bun, să fie spălat de biserică din orchestră. Nu, ideea e că eu cred că pentru că și orchestra e cu cel puțin 20 de ani mai tineră decât filarmonică, de aia și public. A, ok. Atunci am văzut. Dar ideea e că muzica clasică e cool. Deci adevărul e că ajută foarte, foarte mult la sporirea inteligenței. Asta pot să spun pe mine. Pentru că sunt un om deosebit de inteligent, te modezi. Dar serios, adică de fiecare dată când ascultam muzica asta, cea asta față de o altă muzică și mai ales când începeam să cânt mult, mi se părea, adică nu mi se părea, dar simțeam că se mișcă mai repede. Se mișcă totul mai repede. Am înțeles. Cred că toată lumea vrea să continuăm și să mergem mai departe. Ce ascultăm acum? Acum vom asculta concertul numărul 2 pentru vioară și orchestră de Sergei Prokofiev. Și astfel, fără alte... Avem și un virtuos. Avem un virtuos. Haideți să-l invităm. Sabin? Sabin Petre. Sabin, să vă placă concertul, dacă nu vă place și mie. Audiție plăcută.